Dinamo este echipa noastră de suflet și va fi toată viața, așa. Visul nostru este ca și Ziad să joace la Dinamo și voi Sergiu să antreneze Dinamo, adică... Sergiu, ai gânduri să devii antrenor? Spune Andreea că ați vrea să antrenezi Dinamo la un moment dat. Acum cu pandemia asta știi și voi. Da. Am avut gânduri și înainte și acum am avut timp și cu siguranță după ce voi... Când voi termina cariera de fotbalist, să vă urmă cariera de antrenor. Voi încerca, nu se știe niciodată, dar voi încerca. Îmi doresc acest lucru. Deci... Știi că e coadă lungă de foști jucători ai lui Dinamo care încă n-au avut nici până azi șansa să prindă postul de antrenor. Cu siguranță. Îmi cunosc potențialul și ambiția și țelurile în viață și cu siguranță pot face și acest lucru din altă postură, nu doar ca jucător. Dar Adrian Mihalcea, cum ți se pare? Nu-l cunosc foarte bine, foarte puțin. Am avut posibilitatea de a lucra cu dânsul la echipa națională din poziția de secund, dar, sincer, vedea lucrurile foarte corect, cum ar trebui văzute în ziua de astăzi și chiar am mai dat câteva sfaturi în perioada când eram la echipa națională cu ei și, cum am zis, eu cred că este o variantă bună, dar în ziua de astăzi, nu în ziua de astăzi, la Dinamo în ziua de astăzi, nu poți să spui care este varianta bună și care este varianta rea, pentru că în ultima perioadă tot a fost rău. Păi, a moștenit un vestiar care stă pe un butoi de pulbere, adică... Și de sărăcie, butoi de sărăcie, în primul rând. Spunea și el. Probabil era, exact cum am zis, probabil era un vis de-a lui să antreneze Dinamo și a primit și a îndeplinit visul în acest moment, dar... Și am îndeplinit visul cu cam dificil în cel mai greu moment și trebuie să organizeze foarte bine echipa, trebuie să unească vestiarul, cum ați spus, poate pe un butoi de pulbere și este dificil. Pentru un antrenor este dificil, pentru că el depinde doar de acei jucători pe care are în vestiar. Viața unui antrenor este strâns legată de fotbaliști și... Aceasta este cea mai mare misiune, din punctul meu de vedere, să creezi o relație cu jucătorii și între jucători foarte bună și foarte strânsă. Sergiu, fostul antrenor al lui Dinamo, Dușan Urin, a spus despre Nistor că i-a stricat vestiarul la Dinamo pentru că vorbea tot timpul numai de bani în vestiar. Mi se pare ciudat că este deja al doilea antrenor de la Dinamo care îl critică pe Nistor pentru astfel de lucruri. Tu ai fost coleg cu el. Au dreptate cei doi, Bratu și Urin? Nu, și eu cu Nistor am avut o relație foarte bună, mereu am avut o relație în care ne-am respectat, niciodată nu ne-am certat în aproape 3 ani cât am fost colegi. Are stilul lui, probabil. El are un stil în care spune lucrurilor pe față și probabil depinde de dacă se referea că strică vestiarul în privința jucătorilor tineri, aici la atitudinea jucătorilor tineri, depinde de ce preiau din informațiile pe care le transmite el. Pentru că pot să preia doar lucrurile bune sau pot să le preia și pe cele care nu li se par bune. Dar, cum am zis, din punctul meu de vedere, eu personal niciodată nu am avut vreo situație. Din potrivă, ne-am înțeles foarte bine. Înainte de antrenamente stăteam la povești, la cafea, în timpul antrenamentului se antrena. Ce simpatic! Depinde de fiecare, cum am zis, nu cunosc discuțiile lor private între Nistor și foștii antrenori, nu cunosc discuții între Nistor și foștii lui colegi, cum am zis, în vestiar, dar atâta timp cât eu am fost la Dinamo, pot să zic că, indiferent ce perioadă a fost, noi am fost o echipă și am fost un grup și chiar și cu străinii, nu doar cu românii, mereu dacă era o decizie de luat, o luam spre binele echipei și o luam împreună cu toții. Niciodată nu intra unul în vestiar și dădea cu pumnul mață și zicea să-ți facem asta. Nu există așa ceva. Cum am zis, era respect și cred că asta a făcut ca în perioada Dinamo să existe multe momente frumoase. Dar crezi că există riscul să se ducă de râpă și să falimenteze sau, nu știu, da, acest da. Viitor negru pe care... Îl da, mai prevede lumea. Din punctul meu de vedere, sunt mai aproape de acest scenariu decât de așa veni.
Incredibil. Sergiu, spune-mi, te rog, cum vezi faptul că au ajuns suporterii lui Dinamo să plătească banii de licențiere? Există tocmai la asta mă refer când zic din punctul meu de vedere, pentru că este incredibil cum această echipă trăiește doar prin suporteri în momentul de față. Și nu știu cât ei vor avea puterea. Ei astăzi pot, poate mâine la fel, dar poimine poate se satură și ei. Chiar dacă dau bani câți or fi, puțini, mulți, nu știu, dar la un moment dat te satur. Să tot dai de la tine și dacă dai un leu și dacă dai 10 lei și să nu primești nimic, în schimb te satur la un moment dat. Și poate te zici, bă, ia să nu mai dau și atunci cine va mai ajuta Dinamo. De asta zic că doresc din suflet să vină acum un investitor puternic financiar, să investească și să readucă clubul pe o linie bună, dar în momentul de față cu aceste amânări și aceste discuții interminabile nu-ți dau speranță. Andreea, a fost vreun moment în viața voastră de cuplu în care v-ați certa rău de tot din cauza stresului provocat de fotbal, presiunii pe care Sergiu o avea? O singură discuție am avut așa mai înflăcărată, să spun, pentru că de certa noi nu ne certăm. Da. Uite, asta n-am mai spus-o niciodată. Așa. Deci e o premieră. Se întâmpla în perioada în care Sergiu era în top, da. Și îl tot căutau echipe. Și printre care și marea rivală. FCSB? Da. Și așa. Se interesau de el. Și eu i-am spus atunci lui, i-am spus cum ai vedea acest pas? Pentru că toți știm că FCSB-ul pentru străinătate, pentru tot ce vezi de afară, arată mult mai bine decât Dinamo pentru un eventual transfer. E o rampă mai bună, da. Și atunci nu o să uit niciodată cum a reacționat Sergiu. Deci, efectiv, s-a înroșit, s-a enervat și mi-a spus să nu mă mai întreb niciodată așa ceva, nici măcar în glumă. Și am vrut să zic, ok, bine, deci este un subiect care niciodată nu îl vom mai atinge. Dar mi-a rămas așa în cap că chiar l-am văzut cum s-a agitat și s-a enervat, deși noi la Dinamo atunci aveam 3.500 de euro salariu, adică... A fost după un salariu foarte mic. A fost un sezon. Și banii erau alții la FCSB și a fost în cel mai bun sezon al meu, când a ieșit Gigi Becali și a zis că îmi place Hanca de la Dinamo și după și impresarul nostru de atunci a spus, Sergiu, este interes? A fost discurs. Ce părere ai? Și eu l-am întrebat, ia spune și mie ce părere ai, că aș vrea să știu și eu. Regreți acum, Sergiu, că nu ai dat curs acele oferte de la FCSB? Nu regret nimic în viață, nicio decizie pe care am luat-o. Nu regret absolut nimic ce am făcut, chiar dacă am făcut lucruri bune, chiar dacă am făcut lucruri rele, nu regret nimic, viața m-a adus aici. Credința în Dumnezeu, destinul și cu siguranță mai am multe de arătat. Și până la urmă te-a răsplătit clubul Dinamo pentru loialitatea ta, ți-a mărit salariul vreo 3-4 luție și Rustelian Ofiliu, pe care v-au scăzut salariul la loc. Da, au fost băieți.